dă camere și tu joci cu curățenia aia de la 2 de acolo, de la 3. Așa, frate, las pe al nostru, bă, că n-a pus un biscuit, dar el, bă, n-a pus un biscuit, un pic de marmeladă, să mănânci ceva de patru. Oh, la gâțule, că... Lasă-l să nu fugă cu gunoiul, picile, lasă-l, te rog frumos să nu fugă cu gunoiul, lasă-mă ușor. Niciodată nu știi cine-i de piciule la el în ceat. Lasă-l mai ușor. Care nu mai n-a gâțului de nimeni niște tap-tapuri. Nu mai țipa așa, că ești libertate, frățelor, nu obișnuiește-te pe afară. Până jucăm noi, că ție oricum nu-ți dă tap-tapuri ăștia, Dănuț. Ia zi-mă, ciobanule, interlop. Ia, dă-i un pic, dă-i un pic. Ia zi-mă, ciobanule, interlop. Ai luat ciorba aia frumoasă de la Ghiu, mi-ai vărsat un pic, dă-i un pic cu măpulețul acolo să fie frumos. Trage un pic și vizeta. Hai, barbule. Ești acasă, mă, ești acasă. Băi, vezi în cușca asta. Buricei, buricei. Da, frate, da. Dacă era asta pe secție cu noi, n-aveam loc să luăm o palmă de un capac de el. Vezi că cușca asta unde mergem... Te rog frumos, lasă-l mai ușor să nu fugă cu gunoiul de dimineață. Lasă-l mai ușor. Purice, să nu vină cu pastă de disco alea să creadă că cușca asta e cușca aia unde merge. Adică are talea frumoase, fuge cu mizeria. El și ce făcea, mă, el își făcea bagajul, mă, și venea în cușca asta, credea că ce cușca aia lui. Își luase periuță de dinți, își luase pastă. Ho, mă, că aici e pe bătaie lui, pe cușca aia. Păi, dar ce făcusem bagajul, nebunule, să vin să mă... Ia uite, mă, când intrase în cușca la Elisef, mă întreba care-i patul 2, care-i patul 3, la cușca la Elisef, mă întreba care-i patul 2, care-i patul 3. Băi, Purice, dacă era cu noi pe secție, nu, că unde, la ce pat dormea, mă, băiețelul ăsta? Îl băgam și pe el cu noi la 1, îl băgam și pe noi la 1. Îl băgam, îl țineam cald acolo, că mai aducea de acasă, știi tu. Era căutat, știi tu, băga. Era căutat, băi, dar... Îl făceam, fratele. Băi, Purice, dacă nu era căutat, îl căutam noi. Joi, mă, doresc bani, joi. Îl căutam. Îl căutam, băi. Adevărat că nu căutați, băi, cu pachete. Adevărat că nu căutați, băi, cu pachete. Am terminat, mă, l-am distrus, băi, ești și tu plecat în Alemania, ești tu bucureștean, Hata și tu din Dinamo. Stai, mă, cu minte, că... Aholo! Oh! Stai, mă, cu minte, să nu sară jumările alea din tine, să moară viața mea. Ia uite-l, bă, nene, bă, ia uite-l, bă, pe... Hai pe el, pe el, tăvăluc. Bă, n-are, mă, e greu de tot. Păi, bă... Haideți, bă, și la mine un tap-tap, oaia nu știu, măcar dacă nu. Mă oprești atât să mă... Ăla a zis de ăla, ăla a zis de ăla. Încă și atât trandafiri, frații noștri, hagai de gen, că... Bă, dar de ce dracu să dă mă câte 14 trandafiri să deblocheze ăștia? 14 trandafiri. Hai trandafiri, că eu mai vreau să cupăr capre și capre mai ciuculește de mărăcină. Hai de fi, hai de să mai dă niște trandafiri, băi, hai mai dat niște trandafiri și alea, știi? Te pup, păzut și alea, te pup, băi, bă, pup. Băi, Florin Mitroi, unde te-ai dus, frățioră, n-ai vreun curs, ceva, unde ai plecat? Te pup. Fumesc, fratele, fumesc ca să nu-ți iei, să nu-ți iei avertime, fumesc cu asta, cu efectul ăsta. Fii atent, băi, Dana criminală, dacă și băiatul ăsta, Florin Mitroi, și-a pus efect de la asta, că nu știu! Haideți, mă, la mânsa asta, mă, mă, numai cu mănușele, bă. Mă, dai de ghe, mă, gănuși, ok. Veți Ivanu, Cornel, vă pup. Mamă, două mânuși. Două mânuși. O, Andreie! Bine, mă, avem și noi ceva portul ăsta, avem și noi ceva putere, ești nebun la frate. Vichy Festivalul, bebe de la... Ia uite, bă, hagai de la ori trei și mănușă, frații mei, hai pe ei, pe ei, pe mama lor! Ne-a bătut porcul ăsta ca pe hoții de cai, ești nebun la frate. Hai, gheghe, John Wine! Păi dau mănușile, dau mănușile de spargă. Haideți, iară mănușă, avem patru... Haideți, frații mei, Găuș, Marius! Puneți, mă, câte mănuși aveți toți, mănuși, puneți mănuși în continuu. Dacă n-aveți cadouri, puneți măcar mănuși. Dacă trebuie să vină vreunul ăla. Trebuie să vină. Andrei, hai la mănuși. Hai la lepte la ordul ăsta. A intrat porcușorul în spasme, ești nebun. A intrat porcușorul în spasme. Băi, nene, toată viața, mamă, ferită de rapragheru. La digită. Aici e zona lui Florin Mitroi, nu ne băgăm peste. Florinașul, îmi cer vină, m-am băgat peste. M-a luat vocea pe dinainte, știi cum e. Cine te reprezintă? Familia. Cine puțin, te rebe, auzi? Puțin, foarte auzi puțin. Un ghei, auzi un ghei de la 4-3 să dă scoate bonul la interval. Bă, tu ai tu pe o să te bazi cu mine, zice ăla lui gheiul ăla. Bă, ce te bazezi, gheiule? Și auză-l pe ăla, scoate o cremă, mă bazez pe Nivea. Băi, nu râde, bă, nu râde că tu erai Dan Blondu, tu erai mami ăla. Auzi, picule, mai ții minte când eram la strat, eram în apă și m-a întrebat, cum e apa? Eu ca o pulă și tu, că atunci mă arunc în cur. Bă, cum e apa, Blondule? Ca o pulă, atunci mă arunc în cur. Bă, cred că mă vedeți, faceți un pic de aer, că m-am luat așa, mă, să zic, am temperatura, mă, tot provoacă să le iau pe la spate și nebucă lui pe la spate. Am tensiunea mare, mami, fă-mi un pic,
tufă-mi un pic în gură, mami. Dacă nu te pune fratele tău umerclaci, umerclaci te pune în gură. O, e de pupat jos, și fați ușor că... Aolo, mami, dă-te un pic cu părbăgaj. Ia uite-ți la băcănie acolo, ia uite-ți pe la băcănie pe acolo, ești nebun la cap. Ia uite-ți la băcănie în sat acolo, ești nebun. Ia uite pe Piciu ce-i pe la băcănie. Nu l-am văzut niciodată supărat. De când îl știu, niciodată l-am văzut pe Piciu supărat. Exact ca și mine și am niciodată. Am stat câțiva ani de zile, m-ai văzut supărat o zi la părnaie pe mine? Niciodată, niciodată. Nu există așa ceva, nu există. E bine că ești așa și că prima supărare eu o să ți-o dau, ești nebun la cap. Păi ia stai, cu ei mai dat supărări de astea, mami. O să fie de asta, o să mă ții minte prima supărare blondul mi-a dat. Scuze, mă simt un pic mai largă, cu ei mai dat asta, mami. E greu, fii atent, bucureștenii știi, cardeală multă. E greu. Da, Samir. Da, Samir, joi mai plec de la... Hai, mai dat drumul să moară copiii, dau. E greu. Din cauza lui baba aia de la 2. E pagubă, să uite când îți vine pachetul. Hai, să-i dăm ăsta cardela ta de părăiesc, că doar cardela-i de el. Haide că doar cardela-i de el. Haideți, mă, taptapuri în forță și la mine. Taptapuri și distribuie, vă rog de frumos. Tu te pui, ia uite, fii atent, încheieturi de cioban, de șuncă, de brânză. Arată încheieturile. Da, cu minte, stau. Nu, încheieturile, arată încheieturile și picioarele, ia. Bă, cum ești, bă, cum ce ai? Cam de aici, eu am antebrațul, cât ai tu brațul aici? Bă, n-ai cât brațul cât pula mea. Bă, ai brațul cât măciuca mea, ești nebun la cap, vrei să-ți arăt? Bă, arată-ne și nouă picioarele, gambile. Bă, vrei să-ți arăt măciuca așa, că ai brațul gambele, cât gambele, gambele, gambele. Bă, de nu înțeleg pe așa, de bagă steroizi. Bă, dar în gambe nu vă umflați și voi? Ce dracu arăți, bă, ca de ulei în coate? Bă, e nebunule, ii-hou! Ia uite unde mi-a dat tata cu parul. Unde mi-a dat tataie cu parul când eram mic? Steroidul. Unde mi-a dat tataie cu parul când eram mic? Domnule, ridică-te puțin în picioare, să te vedem mai bine. Ia, mă, poate e fizia la mine aici, poate îi bate, mă. Haide, mă, să deblocăm și noi. Băi, hai să-i dăm port 2 ăsta așa la Nagâțul ăsta. Dai, bă, că ai numai Nagâțe acolo, ești nebun la cap. Cine? Cine vede? De cine ziceți că la urmă? Haideți, mă, haideți să deblocăm ordoi ăsta, hai să deblocăm ordoi ăsta. Nu știu, bă, nu pot să comentez ce să vă spun. Haideți să mai dăm încă unul și ală. Încă, băi, hai, mă, încă un trandafir, încă un trandafir. Hai că trei, încă, mamă, nu facem provocarea, băi. Haide, bă, haide trandafir. După meciul ăsta ne faci și nouă strofă, Florine, te rugăm frumos. Bă, da, cum să nu, cum să nu. Ceva de vagabonzi, de meci, de ce vrei tu, ce ești bine. Bă, fratele tău. Și hai să-i dăm cu ordoiul ăsta. Frățioare meu, ceva dacă știi ceva de 4-2, de la pentru băiatul. Alu Blocman, te pun să-ți urmă, ce Bă, nene, iar a dat, bă, nu se lăsa să pierdem ca să ne gândim nouă ceva pe nimic. Cocalarii. Bă, să moară viața mea dacă mai stau, ești nebun, dacă o arde. Hai, cocalarii mei. Și alea nici mai stau, pula mea, nu dat. Ornel, haideți. Ornel, Andrei, Ena, haideți, frații mei, haideți. Hai, ori doi, mai e 3 secunde, dați tot, lăsați copiii semne, veți, le aruncați tot pe geam. Salut, Rami. Hai, frații mei, hagai de ghe. Ei, n-am făcut a dat mănușe iară, băi. Să vezi câte mănuși de aiul ăsta a dat supra ta. Băi, să mă arăt viața mea, nici nu mă atingi, nici nu mă prins până cușcă. Aveam bebe de la, bărba lui, tu acu ești, băi, sunt Cristi al lui care, eu sunt tu acu ești, Robert al cui, Robert al lui nimeni. Băi, ia, hai mă, să-i dă și noi pe mănușa asta. Am făcut că avem și noi o mănușă. Ia să vedem, a venit vreo putere ceva, ia hai mă să... Dați-le trandafiri acolo, trandafiri și cu... Dacă tot a pus cineva mânușa, să dăm ceva pe ea forță. Hai să dăm ceva forță pe mânușa asta. Da, nebuțesc, mă, dar hai practic, haide. Bă, nene, bă. Bă, a pus mânușa degeaba, mă, să moară viața mea așa. Păi ce să-ți dea, bă, că ai tăi, păi tu ești... Auzi? Ești pe scurtă, mă, dănuțe, mă, ce să-ți dea ăia, mă, săraci? Că-s numai... Sunt numai de-aia fugitivi. Ce dracu, mă, s-a pus mânușa degeaba să... Sunt ăștia de la Dinamo. Ești în ceartă cu Becali, blondule, e greu nu să mai câștigi. Sunt bani la Dinamo, n-ai văzut că retrogradăm, nu mai sunt bani, dar asta merge treaba prostă. Păi, dar nu mai iubiți Dinamo, stai și voi. Păi, eu ce-am zis, am zis și eu. 100.000 de dinamoviști, puneți mână de la mână și luați pe datorie. Dacă erai cu Steaua, cu Rapid, era altceva. E greu, mă, cu Steaua, e greu. Da, cum și alea n-auzi că mă, dacă cazi jos și mă julesc, curge sânge al roșu, n-am ce să n-am cum să mă dau. Nu e, la Steaua e fratele meu, Mustață, care e numărul 1, nu se compară. Ce Steaua?
Rămâi... Dinamo, ce Dinamo, mă? Dinamo oricum e în B acum. Tatăl tău, Mustață, de unde știi tu, bă, pe Mustață? Știi tu, băieți, pe la București? Omul, nebunule, vezi că Mustața păi, a fost cu mine, în fere de mamie. Păi ai depășit vreodată ploieștiul ăla? Tatăl meu, Mustață, interesează-te, frățiorul meu, dă un telefon și dacă spui atât, Marian Piciu, cu metre. Băi, e greu, mă, băi, fii atent, acum nici nu știu cum să te bat. Stil stelist sau stil petrolist? Hai că te bat stil petrolist ca să fie mai... Îmi place, mai că, îmi place că ești cu două echipe, pizdă de aia cu două fețe. Și cu Steaua și cu ea, trebuie să fii și tu în barca care Dinamo merge mai joacă cu, da, Dinamo joacă cu trebuie să fii și tu în barca care merge mai repede. Îmi place dacă ești pe două fețe. Trebuie să fii și tu în seara, te dai cu ea, ții cu băi, Steaua. Băi, Blondina mea, mă, mâncate ești talentul tău, bubate și în cot. Ia fii atent. E greu și cu bătaia și cu cardeala și cu tot. Te-am făcut, te-am distrus. Îl știe, mă, Mustață, că este vedetă nebunul ăsta. E vedetă pe la, pe la Pârnagaie. A, ce vrei, frățiorul meu, aia ne mai facem și noi numele pe la Pârnagaie. Pe la Pârnagaie. Mamă, știi ce? Bă, dacă erai la Pârnagaie să mor dacă nu puteai. E cunoscut, mai cunoscut. Prieten, dai cu capul de strașină. E cunoscut cealaltă, dar fratele tău e mai cunoscut ca Coca-Cola. Ești nebun la cap, nu ca n-a gâțul ăsta. Păi am... Câți ai pe live? Scuză-mă că te întreb. 3.000. Ai mai pus un zero de la tine? 362. 362 se va pune cu metru. Nu e, mă, talentul. Băi, n-ai cum talentul să-i lei la un om noroc, băi, cu talent. Ne-a luat de ăsta Mau, deci ne-a făcut, de, ne-a luat Mau, adevărat. Și da, da, hai să ascultăm pe Florin Mitroi, să vedem ce părere are și el. Pe Florin Mitroi, te rog eu frumos. Iartă-ne și pe noi două secunde. Hai că dau drumul la meci cât cântă. Hai, hai că facem o strofă pentru... Ia să vedem, frățiorul. Pentru băieții noștri. Ia auzi. Dar știu că am dușmanii hoții. Dar știu că am dușmanii hoții și mi-ar lua viața cu toții. Vai, vai, vai. Dar după mintea lor bolnavă ei mi-ar da să beau o travă. Mi-ar pune o travă în pahare să scape de un adversare. Stați cu minți nebunilor, cu piciul nu e ușor. E bă, du-o la dată de bere să moară copii de aur. Dacă s-a născut campionii, Doamne. Iau ce spune. Băi, nene, nu vreau fraier lângă mine, că n-au simț, nu au rușine. Lăsați fraierii să doarmă, nu-i lăsați să iasă afară, că au creier de căprioară. Tata acolo la parterii, că aveți virus de fraierii. Dar eu sunt peste voi mai vere, cu vreo 7-8 nivele. Și novele de-alea grele, pot să-mi fac orice plăcere. Da, pot să-mi fac orice plăcere, Doamne. Iau curice. Da, mie și joacă cu tine, ce să înțeleg? Dacă îmi dam chef de neaventură, banii sunt maculatură. Bine, bine. Nu știu unde se duc, dau 500 cu-n trabuc. Băuturi de 7 stele și femei fotomul. Așa, balerina mea, așa, balerina mea. Am la masă când am chepuri, ce rămâne șefii. Viață pe barosăneală, să aveți ca mine e greu. Corpul vostru o ia razna, dacă vă dau capul meu. M-am născut să stau în față și să fac banii ușor. Și să fac parte o viață din rărita greilor. Să trăiască, să înflorească. Și acum pentru Dan Blondu, se știe. Dan Blondu, ce? Iau pentru Dan Blondu. Ascultă pe asta. Ia pentru Dan Blondu. Ascultă pe asta, și pentru curățenii. Da, aș vă ascultă pe asta. Băi, fratele nostru, Dan, iau ce spune Dan. Bă, dacă până la urmă ține camera curată, ține alea al nostru, cât dai și lui. Stați cu minți de bunilor, stați cu minți de bunilor, cu dânsul e ușor. Vai, 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 vai. Te pup, Andrei. La gâțule ți-a respectat de iauzi, Dane, eu cu stânga dau mortale, cu dreapta sunt criminale. Bine, bă, pau, pau, pau. Dacă ca sunt pumnii mei, sunt mai rău ca doroftăii. Eu cu pumnul fac ravagii, cum făcea cu stângul Hagi. Cum făcea cu stângul bine, Hagi. Bine, bă, frățiorme, să trească familia și alea. Băi, băi, Florine, să trească familia ta. Băi, da, pe piciul de presi, să mă băi, piciule. Florine, poate când facem și noi, uite, facem un grătar pe la Piciu, pe la stână, când îmi dai plăcere să vii și cu noi să
Bine, ceva să mâncăm ceva. După meci, mă, auzi, ce zici și noi acolo, ce vorbim în privat după aia. Ce zici, piciule, nu noastră, bă, vorbim și noi. Asta e vorba de vorbit al nostru, mă, Floribitul, e acolo la mine de la 12 ani. Băi, sper că nu te-ai speriat că ți-a zis că dau mortale și cu dreapta mai tare. Băi, frățiorul meu, dărușine, ți-a cântat eu, mă, vrei să te mint? Băi, frățiorul meu și alea, așa se face frumos, se respectă dedicațiile și alea, te-am respectat și alea, bam, bam, gata, cum am. Da! Joc, original. Da, mă, piciule, auzi, să vorbim, să luăm și pe Florin Mitroi cu noi când facem un grătar. E vorba de vorbit, luăm și cum luăm la zi și la cara dacă vreau să vă. Lasă că vă stric eu grătarul, că n-aveți cum să faceți grătar cu ăsta umflat așa, ești de bun la cap. Vreau să facem la ăsta, la piciul la stână, Florine, ai înțeles? Băi, dar nu o să facem și noi o băută frumoasă, între noi, așa nu multă lume. Leau ca să mulgă oile, sau miei. Băi, dacă el lasă-mi ține numărul privat și când mă întorc de la Iași, când mă întorc cu sumătă de la Iași, dau pe partea și dau pe la voi. Am înțeles, bine. Băi, am auzit că bați oile în cap și miei în gură. A, vechi. Ai, ți-am mai zis, ai glumea după vremea lui Mitru. Deci că pe la stână ai o grămadă de miei. Băi, ai o grămadă oi, dar miei pula. Ia și mănâncă. Deci că ai pe la stână pe acolo o grămadă oi, dar miei pula. Păi vine să e cântă, nu să cumpere teren. Știi, dai două, trei calde la un băiat, ca să nu fac curul, la un băiat mai face și el curapă în cameră și uite, sare la noi. Bă, ți-a plăcut că te-am antrenat, ai băgat 20 de flotări? Păi eu te antrenez ca să te bați cu mine. Băi, nu mai îmi scrieți, bă, de-asta că a fost lăchit, nu știu ce, la mărgine, care, că nu mă interesează pe mine ce a fost el și ale treaba lui, ce a făcut pe acolo. Da, Matias, da, mă duc joi dimineață, plec de la Timișoara. Și... că te-ai lăchit pe la mărgine și alea, nu știu ce zice și alea. Era mai mic, ce minte aveam eu cu 2-3 săptămâni, frățiu. De, adică la altă ieri. Ce minte aveai tu ala. Hai, da, vă pup pe fratele vostru, hai că e și eu. Dorine, te pupăm, familia și tot ce Purice, lasă și mie numărul, să-mi ia numărul privat, Purice. O să ți-l las și vorbim, poate ne vedem o dată la un pahar. Te pup. Când vreți voi. Hai, vă pup, frate.